venit la podcastul Case pe Piatră, unde îți facem cunoștință cu soți, soții, tați, mame și oameni inspiraționali din lumea catolică, dar nu numai, care să-ți împărtășească perspective noi, soluții și sfaturi. Împreună cu mine îmi doresc să redescoperi bucuria vieții de zi cu zi în familie și să întărești fundația căsniciei tale. Sunt Teodora Oșan. Pregătiți? Să începem! sunt foarte încântată să vă prezint tema episodului de azi, care poate produce foarte multe drame, în special în viața și mintea unei femei, dar pentru că misiunea mea și a noastră la podcastul Casa pe piatră e de a fi alături de voi în provocările acelea mici din viața de zi cu zi. De asta am ales tema pe care mulți poate o consideră superficială, dar eu pe proprie piele știu că e foarte importantă în cuplu și familie și afectează foarte mult prezența pe care putem să o avem în viața noastră. Tema mâncatului emoțional. Am povestit despre lupta cu slăbitul, dar în special despre lupta cu gândurile noastre care ne țin pe loc sau ne trag în jos. Episodul de azi este în special pentru femei sau pentru mame, pentru toate cele care vă simțiți dezamăgite de locul unde sunteți acum în ce privește alimentația sau sunteți descurajate. Episodul de azi sper să fie o mare, mare încurajare pentru toate cele care simțiți că nu reușiți să ajungeți acolo unde v-ați să fiți sau poate că v-ați resemnat deja că ați pierdut lupta cu alimentația pentru totdeauna. În acest episod am povestit cu prietena mea minunată, cu Ana Maria Roșu, care e life coach creștin și e gazda și fondatorul podcastului versiunea ta cea mai bună. Ați auzit-o de multe ori la podcast, iar azi am povestit cu Ana despre conceptele din coaching, care ne-au ajutat pe noi să fim mai încrezătoare și în momentul în care am fost pregătite, ne-au ajutat și să slăbim, cel mai important să facem pace cu mâncarea odată pentru totdeauna. Și la final am făcut un exercițiu practic pe care nu veți vrea să-l ratați, deci rămâneți până la final. Iar dacă v-a plăcut ideea acestui episod și ce o să auziți, aștept un mesaj de la voi pe Facebook sau pe Instagram, pe paginile Casă pe Piatră, pentru că mereu citesc cu foarte, foarte mult interes feedback-ul vostru și mesajele și le apreciez și vă apreciez foarte mult. Urmează episodul! Buon venire, draga Miana. Anna. Buon buon corte, Dix. Siamo di nuovo insieme con te. Mă bucur foarte mult că ai revenit și mă bucur pentru discuția asta care o să o avem așa prietenească. Am zis că poate e mai atipică pentru podcast și tema episodului Slăbitul. Povesteam cu o prietenă ieri despre ce urmează la podcast. A făcut așa niște ochi mari. Cum? Tema aceasta și chiar, uite, cu asta vreau să începem. Cum ți se pare tema alimentația, slăbitul a relației cu mâncarea? În cadrul relației de cuplu, în cadrul relației de familie, ceea ce povestim noi la Casa pe Piatră. Da, mi se pare așa o temă Interesantă, și în primul rând cred că atacă relația cu sine, adică relația mea despre mine, și cumva toate celelalte relații sunt în funcție de felul în care eu mă văd pe mine și felul în care eu mă înțeleg pe mine. Și atunci cred că e foarte important să începem de aici de la bază. Dacă noi avem o relație frumoasă cu noi în sine, atunci automat avem mari șanse ca să ne înțelegem mult mai bine cu soțul și cu copiii. Dacă noi pe noi ne putem privi așa cu îngăduință, cu iubire, cu compasiune, automat vom putea face asta și cu ceilalți, nu? Ca și în Biblie, iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însă. Dacă eu nu pot să mă iubesc pe mine, n-am cum să iubesc pe ceilalți. Ce mi se pare iarăși, foarte important cumva, cu alimentația și experimentez foarte des, e faptul că contribuie foarte mult la nivelul de energie care noi îl putem aduce în familia noastră, activitățile pe care le putem face ori în cuplu, ori cu copii, ori cât de prezente suntem. Pentru că de multe ori și asta, nu știu, gândurile pe care le avem Ori legate de noi, ori legate de sine, ori după, nu știu, o seară de uitat la seriale Și mâncat prostii toată seara A doua zi, nu, ești cea mai bună versiune a ta Apropo de, de uh, munca ta pe care, pe care faci asta, mi se pare de fapt Uite ce mult se leagă cu a fi cea mai bună versiune Și de când ne-am întâlnit în ultima dată ai lansat și un podcast, versiunea ta cea mai bună, și asta. Hai, înainte să trecem în pâine, zini un pic de ce ai mai făcut în perioada care a trecut despre podcast, despre uh, coaching, uh, ce ai experimentat și după aceea să zicem despre poveștile noastre de alimentație. Într-adevăr, uitându-mă în spate, văd că Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat în viața mea și am pornit așa la, la drum cu gândul acesta de a face disponibile resursele pe care eu le întâlnesc, pentru că mi se păreau așa de minunate și mereu mă trezesc în rugăciunile mele mulțumind pentru resurse, că am privilegiul acesta și binecuvântarea de a fi în contact cu niște resurse foarte, foarte prețioase. Și atunci am zis că vreau neapărat să le dau mai departe într-un fel. Și am început cu gândul că vreau ca temele de la trei opțiune, apropo de episodul pe care l-am înregistrat împreună cu Cristi, să ajungă mai ales la persoanele care nu pot să vină la grupul nostru la trei opțiune aici în Cluj, pentru că nu există programul ăsta deocamdată în România, în altă parte și cumva văzând impactul pe care l-au avut asupra noastră, am vrut ca măcar partea teoretică sau ideile astea care să ne inspire, să ne înalțe să ajungă și la alte persoane. Și am început primele 14 episoade așa cu fiecare uh, temă din a treia opțiune, după care mi-am dat seama că nu mă pot opri aici. <laughs> și am continuat cu partea de limite, limite în relație cu adulții, limite în relația cu copiii, pe urmă ce experiențe am mai avut la centru Spiritual Maresa cu îndrumarea și însoțirea spirituală, iar ultimul episod a fost despre cum să ne pregătim mintea, tot munca aceasta a gândurilor pentru un an școlar rodnic, adică un episod dedicat în special celor care lucrează cu copii pe partea de educare și a părinților, și a profesorilor, și a educatorilor, cum așa încurajare și câteva pastile care să, să ne dea curajul de a merge mai departe când ne e greu. Și acum lucrez la un, un curs despre alimentație. Da, și exact pentru, da. pentru tema asta. Și dacă poți să zici cu ocazia asta și care e povestea ta legată de alimentație. Și am zis că va fi episodul în care și eu o să intervin foarte mult că am aici o luptă întreagă care poate și altcineva o să se regăsească și o să zic că ah, nu sunt chiar singura în care trec prin. și am trecut prin asta. Da. Chiar astăzi am început programul, se numește Cum să te simți bine în corpul tău. Pentru că scopul pe care îl vizez e partea aceasta, cum ai zis, tu, de energie, de a mă simți bine, de a fi eu uh, bine cu mine, de a putea să dorm mai bine, să fiu echilibrată hormonal. Tocmai de ce? Nu neapărat numai ca să stea bine hainele pe mine, dar și asta îmi doresc, mm. ci tocmai pentru a fi eu versiunea mea cea mai bună în relațiile cu cei dragi mie și poate să urmez chemarea și misiunea la care am fost chemată, adică nu, nu, să fac lucrul ăsta doar de dragul de a da niște kilograme jos, ci pentru ceva mai măreț și mai, mai nobil. Adică vreau să, să trăiesc viața asta așa cum, cum Domnul mă cheamă să o trăiesc, nu fiind un greu să mă mișc dintr-o parte în alta sau înțelegi ce vreau să zic. da, exact. Și astăzi am început parcursul, e un parcurs care durează șase săptămâni, l-am început așa cu un grup restrâns de prietene de ale mele, în special, și în fiecare săptămână le trimit așa câte un video cu lucruri motivaționale și cu și partea asta de știință, de neuroștiință, de partea de hormoni care ne impactează așa de mult și de care poate că am uitat de când am învățat la ora de anatomie. Odată ce cunoaștem toate lucrurile astea, cumva suntem mai împuternicite să facem munca la care suntem chemate. Și mai ales când avem alături pe cineva care își dedică timp sau care sau când avem un grup, cum ziceai, că ești da. în, sunteți într-un grup și atunci. A... Deja clar eu cel puțin așa lucrez bine și cu da. sportul și cu alimentația, să am resurse, să se pompeze cu resurse în mine ca să pot continua pe, pe drumul ăsta pe care mi l-am propus. Da, orice drum e mai ușor dacă îl facem împreună decât dacă îl faci singură. Da, uite, ziceam că o să-ți spun și care a fost parcursul meu cu alimentația, pentru că recent, foarte recent, am descoperit și eu coaching-ul. Adică un model de coaching la care cumva am fost expuse amândouă, ținut de o profesoară, un coach din state, Bro Castillo, de la The Life Coach School. Și în urmă cu ceva ani am descoperit modelul acesta pe care ea îl propune de la sora mea și de atunci cred că mi-am schimbat complet toată relația pe care am avut-o cu alimentația și aici o să zic cumva că de când eram mică chiar am stat un pic să mă uit. De când eram la grădiniță, de fapt, tot timpul am avut conștientizarea aceasta că nu am corpul potrivit. Eu am fost tot timpul cea mai înaltă, cea mai mare, cea mai, nu știu, ieri și am cumva în evidență, restul copilul îmi părea ori normale, ori mai mici, știi, și tot timpul imaginea asta, corpul meu nu e ce trebuie. După aia, cred că pe la 14 ani, profesoara de franceză cu care lucram foarte drăguță și apropiată de noi, ne-a dat o dietă fetelor <laughs> care eram interesate să... Nu știu, poate mai repede, dar cred că, cred că aveam vreo 14 ani când am cu prima dietă, cură de slăbire. Și mi se pare foarte fain, țin minte, dar cumva tot timpul, nu, nu știu dacă este vreun an în care să am o amintire că eu m-am simțit bine în corpul meu. E foarte amuzant că mă uit la poze de când eram în liceu și mi se pare că eram foarte bine, eram frumoasă, arătam bine, dar niciodată nu m-am simțit așa atunci, tot timpul. Mi se părea că zgrasă, că nu ară bine, că așa. Și, bine, mă comparam cu, cu ceilalți. După aia, pot să zic că la căsătorie, după căsătorie atunci a fost momentul în care eu am descoperit gătitul și găteam lui Marcel și paste și pancakes și păceam și niște porții imense. Amândoi ne-am îngreșat imediat, mm -hmm. foarte tare. <laughs> și, pe urmă, evident, și noi citeam și tot timpul a fost preocupați de dezvoltare personală, nu a trecut mult până când să vrem amândoi să facem o schimbare și atunci am început prima dietă. O să zic și că în timpul ăsta, tot timpul ăsta, să zic până M-am căsătorit cu Marcel și eu, ajuns să-i cel mai mare punct de kilograme, cred, din câte mi-amintezit, bai a fost încă unul. Făcusem tot felul de chestii. Deci, ori am avut perioade în care beam numai sucuri, ori, deci, totdeauna eram la o dietă, dieta Rina, dieta nu știu care, dieta mediteraneană, ce mi-a mai dat o colegă. Deci, tot timpul făceam ceva, eu tot timpul mă simțeam cumva la, în, în trocură de slăbire. Deși nu eram, că nu aveam niciun plan pe termen lung. Asta a fost până la urmă declanșatorul, că nu aveam un, un plan pe termen lung. Și pe urmă revenind la momentul în care cu Marcel am hotărât împreună să ne angajăm într-un parcurs alimentar, a fost foarte fain, el e o persoană hotărâtă, m-a motivat, cumva tot mediul exterior... Era perfect. am făcut dieta Dukan atunci, foarte controversată, aș zice. Am slubit amândoi foarte mult, făceam și sport și după aia am rămas însărcinată cu marca. A fost foarte bine, cumva, relația mea cu alimentația, dar după aia a fost o perioadă stresantă, evident, nu știu, cu alăptarea, cu trezitul dimineața, oboseala, deși eu în alăptare și oboseala cu mari, eu atunci am luat cei mai multe kilograme în plus. Parcă tot mergeam în sus, deși înainte, cumva, eu nu, nu mi-explicam de ce în sarcină, n-am fost așa pofticioasă ca și în alăptare. Iar în îmi tăream în mintea mea aceleași lucruri care poate le aveam de când eram mică, ceva nu e în regulă cu tine, ceva nu, tu nu ești unde trebuie. Va, ceva de genul. Și pe urmă vreau să rămân însărciată cu Iulia, bine, vreau să, rămân, să avem uh, al doilea copil și uh, țin minte că, nu știu, așa o perioadă de grea, foarte mult iarăși am mers în sus cu kilogramele și pe urmă am reușit și mă să cu Iulia și după, după naștere eram la uh, ce, cel mai sus punct care mi se părea mie, wow, deci da, cumva doream foarte mult să slăbesc și îmi dădeam seama cât de mult impact are asupra minții mele, asupra cine pot fi eu, când mă îmbrăcam cu hainele, tot, tot, tot. Da, și atunci, după ce am născut-o pe Iulia, atunci pot să zic că am descoperit și coaching-ul mm. și mai, cumva au fost mai multe lucruri care s-au legat, că niciodată nu e numai un lucru asta, cred că tot mai povestim aici la podcast, da, asta poate a, făcut toate motoarele să se unească, tot ce știam până atunci, toate cărțile, toate... Dar mi-am dat seama cât de mult felul în care mănânc eu sau felul în care nu avansez sau felul în care produc rezultate pe partea asta se leagă de gânduri de ce gânduri am avut, de gândurile astea, nu ai control, ție nu ți este niciodată, tu, cine te crezi că ai putea tu să fii vreodată mărimea M, de exemplu, știi, sau ce, acum, asta e, cumva așa, uite, te în jurul tău și celelalte mămici, la fel, cumva, după sarcină, rămâi cu kilograme, nu trebuie să vrei mai mult, deși, clar, erau tot felul de exemple, da, și da, de atunci, de, de, de după ce am născut-o pe Iulia, până acum am slăbit 10 kg. În total, wow. <laughs> și le-am slăbit cu iubire, cumva, mm. cu bucurie, nu cu grabă, tot ce nu făcusem până atunci. Pentru mm. că ce mi-am propus când m-am apucat, într-adevăr, de a merge pe parcursul ăsta a fost niciodată nu vreau să mai renunț. Deci, mm. dacă o să derez, o să revin, niciodată nu o să mă mai pedepsesc, nu o să-mi pedepsesc corpul pentru ceva ce, nu știu, o poftă care mi-am mm. făcut-o promisiuni din astea o săptămână, nu mai mănânc zahăr, o lună, un an, da. nu mai mănânc deloc. <laughs> da, și uh, am zis, nu mai, asta nu o să mai fac. Și dacă mi-a -mi 5 ani de zile să-mi cunosc corpul, mm -hmm. să ajung la greutatea pe care mi-o doresc, să știu care e greutatea pe care mi-o doresc, că și asta era, ha, nu vrea să fiu mai slabă, dar nu știu exact unde e, unde sunt eu, ok. Să fiu bine cumva cu, cu mine și incredibil cât de mult m-a ajutat și cât mi-a ieșit să fac da. lucrul ăsta. Uite ce interesant, ascultându-te pe tine, povestea mea e total diferită. Vezi ce, ce importante sunt gândurile și cumva niște propoziții din astea care te urmăresc pe urmă toată viața. Cred că tot așa un gând a fost și ceea ce m-a pornit pe mine în căutarea asta, pentru că eu mi-am amintit de când eu eram în perioada liceului, cred că, și mergeam la bunica mea și bunica mea mereu cumva m-a aprecia și îmi zicea ce bine de tine că ești așa ușurică. Mi-a rămas, cumva, uh, propoziția asta că eu sunt ușuric, adică, cumva, genetic, nu aveam probleme de îngrășare sau așa, cumva, așa, o structură potrivită, ca să zic așa. Și foarte interesant că, având convingerea asta, pe urmă, uite te am născut patru copii și evident că am pus pe mine grozav că la un moment dat, după ce l-am născut pe al patrulea, foarte tare m-am îngrășat și țin minte că a venit un, un la noi și îmi zice, vai Ana Maria, de ce te-ai îngrășat? Și cumva nu m-a deranjat deloc lucrul ăsta, acum i-am zis, păi am născut un copil, ce te așteptai? Adică vrei să fiu tot skinny și ca și când eram în adolescență și cumva nu m-a atins deloc remarca lui Tocmai din cauza că eram foarte convinsă că o să le dau jos la momentul potrivit. Și într-adevăr, o parte din kilograme s-au dat jos când copilul a început să umble și să foc după ei așa prin casă. Însă, după 40 de ani, am rămas cu câteva kilograme în plus și am început să gâfui când mergeam sus la etaj sau când trebuia să fac un alta și mi a venit din nou în minte gândul ăsta lui bunica ce bine de tine că ești ușurică și mă gândeam, nu, nu mai e ușurică? Și cum vreau să, vreau să fiu din nou așa cum eram. Și ăsta a fost momentul în care, am, după ce am descoperit munca lui Bruca am zis, hai să încerc să văd cum, cum s-ar aplica lucrurile astea pe propria mea piele. Deși până atunci nu, nici nu m-am gândit să încep o dietă sau uite cum te auzeam pe tine cu atât de Pentru mine nici măcar nu existau dietele astea. Adică treceam așa liniștită prin viață fără să, și fără să le cunosc. Nici în momentul de față nu le, au prezentat interes pentru mine. Însă partea asta de procesarea emoțiilor, de grijă față de sine, de a evita o plăcere de moment pentru un bine pe termen lung. Lucr Lucrurile lucr astea m-au maxim. Și atunci am zis, ok, dacă vreau să mă simt din nou ușurică, ce pot să fac? <gântu -i> <gântu -i> Și ăsta a fost momentul în care am început să schimb, să fac anumite ajustări. Și mi-aduc aminte de momentul în care ne-am întâlnit noi două azi vară, și ți-am zis că sunt în programul ăsta și că am renunțat la zahăr și, și atunci țin minte că tu mi-ai zis ceva de 5 kg. De fapt, tu zi... <gri> Eu am zis că ultimele 5 kg erau cele mai greu de dat. Ia asta, eu ziceam din experiența <gri> mea, eu chiar eram pe ultimele 5 kg și parcă, știi, îți pierzi așa și nu și motivația că e da, <gri> deja cam fost mai mult și acum aici e mai greu. Da. Și tu ai reținut că... Eu intrasem în, în da. cu gândul că, ok, trebuie să dau ceva kilograme jos, că nu-mi place burta asta și că toată lumea mă întreabă că, a, vine al cincelea și nu vine, dar cumva nu, te face să te simți da. inconfortabil, așa când cineva îți face remarci din ăștia. Și atunci pornisem, dar nu aveam o cifră unde vreau să ajung. Vreau, vreau doar să dau colacul asta de salvare de pe burtă jos. <gri> și când mi-ai zis tu de 5 kg, am zis ok, no? 5 kg mi se pare ok. Dacă reușesc să le dau, cum zice Teddy, că primele 5 sunt cele mai grele, hai să văd că după aceea o să am curaj și o să prind încredere în mine. Și așa am zis ok, hai să văd cum cât în cât timp reușesc să dau cele 5 kg jos. Așa că așa am început eu. Și acum la câte ziceai că ești? Și acum, deci în primele două luni de zile am reușit să dau jos 5 kg și acum deja sunt la minus 6. Și cum a continui stilul de viață, nu simt că mi-e greu și sunt curioasă unde o să unde o să mă liniștesc? Unde o să se stabilizeze greutatea? Și ce faci? Ce faci acum? Practic, e protocolul? protocolul meu, că apropo de protocol. Protocol înseamnă un plan da, pe care ți-l propui să-l faci, pe care îl decizi înainte. Asta înseamnă, de fapt, un protocol. Deci eu mi-am propus așa să cresc orele de intermittent fasting, adică de post, că toată lumea toți postim pe timpul nopții, adică nu mâncăm. Da? Și atunci vrem să lungim un pic perioada asta în care nu mâncăm, tocmai pentru ca celulele să se poată odihni, să poată să se curețe, să dea afară tot ce e nefolositor, e un, e un proces foarte revigorant și benefic pentru celule. Și atunci, în perioada asta, încerc să leg câteva ore din zi, să le adaug pe, peste noapte, cumva, uh -huh. și să, să fie o perioadă în care beau doar apă sau ceai de plante nedulcit. Prima dată am început cu trei mese pe zi, dar acum mi-am dat seama că dacă mănânc trei mese pe zi e prea mult pentru mine și cumva simțeam că nu mi se digeră mâncarea. Cumva, cred că după 40 de ani arderile sunt mai lente și atunci am simțit că parcă mai am ceva mâncare blocată în stomac și eu deja vreau să mănânc iarăși. Și mi-am dat seama așa din aproape în aproape că două mese pe zi pentru mine e suficient. Așa că acum sunt la două mese pe zi, mănânc o masă în jurul orei 12.1 la prânz și una în jur de ora 6 după masa. De cele mai multe ori nu mănânc între mese. Deci, cumva mi-am reluat programul de la Magnify cu, uh, fără gustări. Da. Ce deci, asta multe mi se... Țin minte că atunci mi-a fost foarte greu, dar acum, cumva, parcă era ceva ce am mai făcut și, cumva, un obicei la care am revenit cu drag. Deci, nu, nu l am mai simțit așa de greu ca și atunci când. Uh, cumva mă abțineam, efectiv era o, o, o acțiune de voință ca să nu mănânc între mese și să devin conștientă că, ups, iarăși am băgat ceva în gură. Acum, cumva, mi-e foarte clar că mănânc doar la orele astea și, în rest, beau apă și ceai. Da, și eu să zic ce fac acum ca să nu fie așa nimic în aer și să ne scrie lumea să ne întrebe, zim, zim exact ce faci, că se întâmplă și eu sunt da. Deși asta aș vrea foarte mult ca și disclaimer sau ca și notă de subsol să nu simtă nimeni că propunem ceva anume. Ce m-a ajutat pe mine cel mai mult a fost ca să stau și să mă gândesc ce funcționează pentru corpul meu, ce funcționează pentru mine, pentru că mi-am dat seama că citeam atât de mult despre slăbi, despre cure, despre mâncare, încât deja se băteau ca în cap resursele. Citisem o carte în care carnea te distruge și poți să mori. Altă, alte, resurse și cum am cunoscut-o și pe Cameron Fred, recent și o urmărești, știu că ea e pe dieta carnivoră și alții practic sunt vindecați mâncând numai carne. Deci două resurse, doi oameni, oameni de știință sau oameni care implementează, care efectiv se bat cap în cap și așa că nu o să vreau să pretind ca să dau spator nimănui legat de alimentație și cumva nici nu e asta ideea episodului, ci fiecare să găsească ce îi se potrivește. Pe mine ce m-a adus cu la liniște a fost momentul în care mi-am dat seama în primul și în primul rând să-mi zic că adevărul, adică faptul că eu nu aveam un plan, deci eu făceam o chestie pe termen scurt și după aia mă miram de ce nu funcționează pe termen lung. Deci nu aveam un plan efectiv pus pe foaie pe termen lung. Și asta faptul că mi-am zis adevărul că nu știu, cum vrei să obții rezultate dacă nu ai un plan? Asta m-a ajutat. Faptul că am auzit la un moment dat, într-un coaching din acesta, sunase o, o doamnă care zicea că ea nu înțelege de ce nu poate să, pe termen lung, să slăbească, pentru că ea știe să slăbească foarte mult, știe 20-30 de kilograme să dea jos, dar nu poate să le mențină. Și mi-a plăcut foarte mult ce a zis antrenoarea coach că tu îți dai seama ce tare ești că tu știi să slăbești 20-30 de kilograme. Adică nu multă lume știe să facă chestia asta. Bun, cum, ea nu vedea valoarea că ea știe să facă asta, dar îi lipsesc anumite abilități de a menține și cumva ajutat-o să vadă, uite, tu ești o persoană care știi să faci asta. Ai făcut ceva în trecut, știi cum se face, te-a ajutat, poți să faci exact chestia aia, doar ce îți lipsește e să vezi pe urmă cum poți să menții pe termen lung. Și asta foarte mult în liniște mi-a adus și -am zis, ok, bun, ce m-a ajutat pe mine în trecut? Și am mers iarăși la dieta Ducan, care foarte controversată. Dieta Ducan e un fel de keto, așa, doar că e foarte e bazată pe low carb. Acum am zis, revin cumva la dieta Ducan, doar nu o să merg pe low carb, ci pe proteine. Deci, cumva, mi-am dat eu permisiunea să fac ceva ce lumea poate să considere că e cea mai mare prostie, să zic, știi? Uh -huh. Și să o adaptez conform cum doresc eu. Și, din nou, am avut rezultate și mi-am dat seama, am stat să-mi ascult corpul, am stat să vă cum mă simt, am avut reguli, pentru că dacă nu ai reguli, nu pot să progresez. Am avut reguli, din nou, am început cu Marcel, deci asta, iarăși, m a dus foarte mult. Noi facem cumva planurile astea în cuplu și atunci am mare, mare noroc că el mă susține și el. E mult mai disciplinat ca mine, eu fac mult mai multe excepții, dacă mai revin, tot timpul, pentru că și el este pe drumul acesta. Și pot să zic că urmez o dietă oarecum keto. Cel mai tare mi se potrivește intermittent fasting cu keto, adică uh -huh. să fac acest post intermitent, să nu mănânc câteva mese, să nu mănânc mie cu dejun o perioadă. Este când pot să nu mănânc o zi întreagă, nu știu, vinerea era când țineam post negru sau îmi propuneam așa și mă simțeam foarte bine și am și descoperit foarte multă știință pentru femei legat de cum să facem asta, cum să ținem postul intermitent. Și atunci am dat seama, ok, oricât aș viziona sau aș citi despre ce e mai bine de făcut, mie, asta mi se potrivește. Plus că acum fac excepții, fac tot felul uh -huh. de excepții și văd exact cum mă simt. Și chiar și Patricia Rusu a venit un nutriționist la podcast acum 2 ani, parcă, în care tot asta zicea să încetinim foarte tare și să vedem cum ne simțim înainte de a mânca, în timp ce mâncăm, după ce am mâncat și, efectiv, zahărul asupra mea are un efect foarte <laughs> copleșitor. Deci, sunt persoana asta care nu poate să se uite la o ciocolată și să ia o bucățică și să o pună înapoi în sertar și gata. Da. Nu, deci acționează asupra creierului, parcă e așa un drog, o ceață, din aia trebuie consumată toată ciocolata și decât să mă tot vices pe mine și să mă supăr, vai, în stare să mănânc doar o bucățică și să lași cealaltă ciocolată, pur și simplu accept că eu nu să țin ciocolată în casă, sau dacă o să țin, e ok să mănânc o ciocolată întreagă și eu să revin pe urmă sau tot felul de alte lucruri. Deci, cumva aici sunt, dar vreau foarte mult să povestim despre model. Ca fiecare care ne ascult, să poată să aplice niște tehnici acum mm -hmm. pentru a-și găsi gândurile potrivite, pentru a avea niște rezultate mai bune. Mi se pare foarte uh, fain ce ai zis că lucrez împreună cu Marcel, Asta mi se pare un, un truc, așa un pont, să fii împreună cu cineva, orică ești cu soț, orică o, cu o prietenă dragă, ori cu un grup de prietene. Deci cumva e important să nu da. mergi singură, pentru că șansele sunt mult mai mari ca să reușești dacă ești împreună cu cineva. Da, și... în cuplu e câteodată greu, nu știu dacă se recomanda, e bine, e bine. Ne aruncăm așa câte o privire o câteodată când nu mai face una așa câte o excepție. Dar eu, nu, nu, chiar, chiar e minunat. Da, apropo de excepții, cred că e important să da. uh, și să planificăm și partea asta de excepție și de mâncat de plăcere că până la urmă mâncatul, da, în primă fază, adică scopul principal al mâncatului e ca să ne ofere nutrienți și să ne ofere sănătate și să ne dea viață și putere. Dar e și partea asta de mâncat de plăcere, pe care... Acum, în zilele noastre, o avem pe toate rafturile, da? Și vedem că e o abundență așa de tot felul de gusturi sofisticate și de chestii rafinate și putem să ne planificăm și joy eating, adică în Propun, poate odată pe săptămână, să îmi permit să mă bucur de mâncarea respectivă. Dar, iarăși, vrem să nu fim noi ca niște sclave care vedem uh, prăjitura aceea și mergem și ne aruncăm asupra ei, nici nu ne gândim cu o repeziciune și cu o viteză, o înghițim, fără nici măcar să putem să o savurăm. Sau... Dar, și vrem să planificăm din timp. Uite, săptămâna asta planific să mănânc. Uh, partea aceasta de excepție, la fiecare ce e, poate că o prăjitură, poate că, nu știu, cartof prăjit, fiecare ce poftă are, dar cumva să fie gândită dinainte și să nu fie în fiecare zi dimineața la mea și seara și încă două gustări de lucruri respectiv. Pentru că dacă ne dăm seama că nu ne face bine, atunci Vrem să decidem înainte. Asta e unul dintre metodele din life coaching. Decide înainte când o să mănânci partea asta de joy eating, de mâncat de plăcere. Și atunci nu vrem să fugim de mâncare, să ne fie teamă de ea, ci cumva să fim noi în control. Decid că atunci o să mănânc prăjitura sau... Da, și asta cu decisul mi se pare foarte faină pentru că dacă decidem înainte că, nu știu, avem trei mese pe zi alea care ni le-am pus și când vine momentul brânzului și, de fapt, vedem că ne poftă de prăjitura aia care nu-i pe listă, atunci putem să stăm un pic și să lucrăm cu noi cu adevărat și să ne dăm seama de ce vreau prăjitura aia, cum mă simt, ce nevoie am. De multe ori, pentru mine, cel puțin, partea alimentară e și un confort sau, sau stres. În momentul în care, nu știu, simt că nu pot să fac ceva singură și când lucrez la anumite episoade sau la editare, dacă e seara și așa, cumva parcă simt că am nevoie de ajutor, probabil da. de la cineva, mm -hmm. dar mi-aduc ceva de și știu mm -hmm. că de acum sunt conștientă și fac asta într-un mod mai conștient și mai asumat, cumva că, da, o să mă ajut de mâncare acum mm -hmm. <laughs> și și chestia asta cum a să decizi. Pentru că noi nu ne asumăm deciziile, și da. vedem cum mai zis prăjitura și dacă am avut pofta, mergem într-un mod așa complet inconștient. Deci mergem, nu mai suntem pe modul conștient în care da. știm Lăsăm pe mâine sau, uite, mi-e foarte poftă de ea, ok, mi-o pun în program săptămâna viitoare luni sau ceva de genul da. știi? Adică nu e ca și cum totul sau nimic sau acum, repede. Pentru unele persoane e mai greu, pentru unele persoane e mai ușor. Dar dacă ai un, un plan, poți să-ți pui chiar și prăjitura pe plan prima dată sau poți să-ți pui jumate de prăjitură pe plan, dar să te ții de plan, pentru că dacă, cu cât te ții de plan, de fapt, cu atâta ai încredere că tu poți să-ți respecti promisiunile tale. Și asta, de da. fapt, ajută pe termen lung. Că, bun, eu am fost acolo pentru mine. Cumva, exact. am fost... Mi-am mi făcut un plan și am reușit să-l respect. Și asta, dacă, dacă nu reușesc să-mi respect și dacă totdeauna zic, nu știu, luni, că, vezi, săptămâna asta nu mănânc deloc zahăr, de exemplu, să nu mănânc deloc făină și zahăr și după aia, nu știu... Bine, ora, prânz, luni, sau cină uh -huh. și gata, tot s-a dus pe apa sâmbetei. Cumva pierdem toată oportunitatea asta de a învăța și da. a crește. Exact la asta mă gândeam și eu când am început și mi-am propus cele 5 kg. Am zis așa, dacă eu o să reușesc lucrul ăsta, ceea ce nu mi-am propus toată viața mea, adică a fost ceva chiar în premieră, am zis, dacă eu reușesc lucrul ăsta, oare ce altceva mai e posibil să reușesc? Ce alte lucruri aș putea să-mi planific și să reușesc să stau în disconfort și să stau în greu și să mă țin de ce mi-am promis, de ce mi-am propus și să reușesc. Și uh, e o abilitate asta fantastică de a sta în disconfort. Dar cumva propus dinainte și mi-am dat seama că pe urma abilitatea asta o pot lua și o pot aplica în alte arii da. din viața mea. Și, de exemplu, la mine a fost concret partea asta că podul nostru era complet dezorganizat, adică era așa, în fiecare an, țin minte că lucram la coaching cu colegii mei studenți și tot despre asta venea, că trebuie să fac ordine în pod și da. era foarte da. greu și nu știu câte sesiuni de coaching am făcut pe, pe treaba asta. Și acum, tocmai din cauza că mi-am propus să stau în greu și am zis, ok, eu sunt o persoană care rezist și care pot să, să stau în disconfort. Și abilitatea asta cumva mi-a mi dat curajul să mă apuc de pod și vreau să zic că, așa, în luna în care am început programul ăsta, m-am început și, și de pod. Și totul pe cutii, structurat, wow. un pod întreg, inclusiv aspirat. Adică, cumva, și acum când intru un pod, îmi dau seama, wow! Deci chiar am reușit să fac chestia asta. Deci nu-i atât de kilogramele la care le dai da. în plus și de faptul că, da, stau lejer pantalonii pe tine și te simți bine și așa, ci partea asta mentală cumva îmi propun să fac ceva și îmi respect, mă respect pe mine și sunt eu o persoană de încredere care pe urmă mă țin de ce am promis că fac și automat încrederea Chiar mea și când în mine nu te vede crește. Nimeni. Da. Că asta e de fapt ideea când nu te vede când nimeni te și vede nimeni. Da. Și mi-a plăcut mult ce ziceai de uh, chestia asta de grijă de sine, că de multe ori ajungem atât de stoarse și de epuizate și de goale încât îmi zic, ok, trebuie să am grijă de mine și să mănânc o prăjitură că cumva, trebuie să-mi fac și mie pe plac. Și credem că asta e grijă de sine pe moment, dar mă gândesc așa că, de fapt, grijă de sine înseamnă să-mi planific ce vreau să mănânc mâine și să, să, am grijă să am nutrienții necesari hrana aceea care chiar să-mi dea viață. Exact, și cum? Exact, că îți dă viață, pentru că dacă după aia, te, să zic, ai mâncat prăjitura aia, cumva nici să nu înțeleagă lumea că nu e ok să mănânci prăjitura, exact. pentru că e exact. foarte, foarte bine să mănânci încet și asta auzisem undeva și încep, încerc să le zic copiilor Mâncați încet dulcele și prăjitura ca să saburezi, adică nu, pe gravă, repede, pe furiș, repede iau o. Să umghit să nici nu mai da, iau și să nu vadă nimeni, sau seara când toată da. lumea s-a culcat și așa, și uh -huh. acum e momentul cumva să mă furie și să iau ceva dulce. Și aia nu e savurare cumva nu-ți dă niciun premiu, ci te face să te simți mai rău. Exact. De fapt, și nu-i nu de rău. fapt grijă de sine, adică în momentul ăla, poate că e singura, nu știu, metodă care ți a mai rămas, dar dacă ne gândim așa pe termen lung putem să avem grijă de noi într-un mod care să chiar să ne dea viață și chiar să, să simțim că uite-te, în loc să apelez la, la ciocolata din cămare, cum făceam eu, dar de fiecare dată când mă supărau copiii sau mă, mă supăram eu pe ce făceau ei uh, cumva escape-ul meu partea mea de salvare era că fugeam repede la cămare și pe, fugi, pe furiș îmi luam câte o bucată de ciocolată și mi-am dat seama că asta, de fapt, da, mă face să mă simt mai bine pe moment. Cumva mi se, parcă mă alin așa doza aceea de dopamină pe care o primesc și nu nici mai așa de uh, gravă situația, dar pierd oportunitatea de a explora, ok, ce nu e în regulă pentru mine, ce din ce e foarte important pentru mine în momentul ăsta au fost încălcat. Și mi-am dat seama că e vorba de respectul față de mine și de abilitatea mea de a pune limite și Cumva mi-am dat voie să stau în, în greu asta și să, să nu fug la cămară și să stau un pic să mă întreb: uh, OK, ce te uh, ne acum așa de tare ana? Ce e atât de greu? Și atunci am ajuns la concluziile astea și am zis ok, eu trebuie să lucru pe partea asta de limite și de să-mi apăr cumva lucruri care sunt chiar prețioase pentru mine. Și uh, mi-am dat seama că dacă mă duc și îmi fac un ceai, e cald, îmi oferă exact aceeași uh, senzație de confort și de grijă față de mine. Dacă cumva. E ceva ce am decis dinainte, adică vreau să. Să primești aceeași după mine, să-ți antrenezi creierul, să perceapă la fel un premiu sau o alinare alinare. și în același timp să, să fac munca asta de explorare a emoțiilor și să da. văd, ok, aici am eu de lucru un picuț Da, câte la suprafață și, nu știu, poate câteodată în loc să deschizi frigiderul, poate ai nevoie să plângi, efectiv, că ai avut da. o zi extrem de grea. Da. Și nu, nu asta ai nevoie, de fapt. Și atunci, da, asta chiar chiar scoate la suprafață și, cum ai zis, e o muncă pe care e și amuzant să o faci, are și beneficii imediate de multe ori. Adică te simți mai bine, în primul rând. Te simți da. mai bine că tu ai respectat un plan. Asta mi se pare, după aia, clar ce ai zis, faptul că, pe urmă, poți să faci lucruri cu adevărat, nu mari da? adică, da, și care nu credeai că o să le poți și, și poți, și poți și să ai mai multă claritate mentală, adică eu de când, nu știu, nu mai mănânc așa multă pâine și dieta mea nu include zahăr și pâine, mm -hmm. dar mai mănânc uneori dar eu mi-am dat seama, deci când am mai multe proteine, efectiv am claritate mentală când țin fasting clar, eu pot, nu știu, să mă pregătesc mai bine și pentru episoadele de podcast și pe urmă, ce e foarte interesant și legătura asta cu biserica și cu uh, postul și cu Sfinții Părinți și tot felul de lucruri despre alimentație, care pe urmă le-am văzut și acolo. Inclusiv zicea Sfântul Francis de Sal către Filotea, în, în scrisorile lui, că să nu te rogi după ce ai mâncat. Și mi se părea așa de interesant, adică și rugăciunea e mai fructoasă pe stomacul gol când ai prezența către Dumnezeu și așa și după ce ai mâncat, faci o glumă, te pui la som sau... Pe urmă, vedeam efectiv comportamente oameni de rugăciune, care știam călugări, că au viață foarte de rugăciune și vedeam la masă. Și imposibil să nu aibă legătură și felul în care mănânci cu viața spirituală și asta doar ca să încurajez pe cele care poate se gândesc, a, Chestia asta cu slăbitul e foarte vanitoasă sau nu știu, nu se potrivește cu valorile noastre creștine sau cine știe ce. Și eu, sincer, a fost când mi-am pus niște semne de întrebare că oh, de ce, de ce să-mi doresc să slăbesc cumva? Ce are asta cu, nu știu creșterea spirituală sau în credință sau, nu știu, mai bine țin post, dar postul de multe ori mă îngreșam în timpul postului că mâncam doar pâine cu zacuscă sau cine știe ce făceam da. și pe urmă am învățat să le balancez pe amândouă, dar simt că și, și Dumnezeu ne încurajează eu am găsit cel puțin pentru mine multe, multe, multe încurajări că da, e o muncă pe care merită să o faci și mai ales dacă e ceva ce te apasă foarte tare. Pe mine foarte tare m-a apăsat asta. Eu petreceam foarte mult timp din ziua mea gândindu-mă la cum arăt sau mâncare sau slăbit sau ce nu i în regulă cu mine da. și... Dumnezeu nu vrea să fim așa. Da, mi-am că în vara aceasta am fost cu Cristi la Măgurajină, la mănăstire și acolo o să venea și în loc să ne zică poftă bună, ea ne zicea înger bun la masă. Zicea că poftele nu sunt bune <laughs> și apropo de ce ziceai, în momentul în care noi scoatem sau reducem mult din alimentație zahărul și făina, poftele scad foarte mult în intensitate și nu mai ajungi să fii condus așa de pofte urgente, că trebuie să mănânci neapărat, că altfel o să mori. Poți să treci peste, adică să vezi mâncare pe masă și să nu te atragă. E ca și cum eu, nefiind fumătoare, văd un pachet de țigări pe masă și nu tremur toată dacă nu fumez o țigară, dar de un fumător tot intră în tremur și trebuie neapărat să consume pentru că altfel nu are liniște. Cam, cam la fel e și uh, relația asta cu poftele, care se diminuează foarte mult, și incredibil cum eu n-aș fi crezut că pot să ajung să nu mai fie poftă de dulce, pentru că eu eram adictiv, dependentă de dulce. Revenim cumva, e ciclul acesta al mâncatului de poftă, când e dorința asta exagerată de, de mâncare, ajungi să mănânci peste măsură, după care începi să te critici, să te învinovățești iarăși mai mănânci ca să nu simți toată biciuirea asta pe care ți-o faci singură, după care ajungem să ne îngrășăm și o stimă de sine foarte scăzută. Dar când ajungem la partea asta de mâncat conștient, cum zici tu, când încetinim un pic, când ne punem niște întrebări, când suntem curioase și vrem să facem lucrurile din iubire față de noi, atunci planific ce vreau să mănânc, mă simt în control, Pot să gestionez toate poftele astea, că nu mai sunt ieșite din control, pot să gestionez obiceiurile alimentare și prin urmare o să am o încredere în puterea mea mult mai crescută și pot să o iau abilitatea asta și să o aplic în alte arii din viața noastră, care mi se pare un, un lucru foarte valoros. Uite, legat de asta, chiar uh, m aș vrea să povestim un pic de modelul ăsta de coaching și nu știu dacă cine ne o, o poaie un pic, poate mm -hmm. să treacă uh, modelul, e modelul predat de Broca Stilio. Deci, practic, o circumstanță, care eu o să dau un exemplu legat de slăbit. E vorba de o circumstanță care trebuie să fie atât de factuală, avem, neutră, de ne trebuie atât de neutră încât poți în sala de judecată să o spui și nimeni să nu poată să zică nu e așa. Adică nu e ceva subiectiv, e ceva foarte obiectiv. Și legat de circunstanța asta, o pui într-un model și vezi cum îți influențează rezultatele. Și eu o să dau un exemplu. Circumstanța este, am fost la o aniversare unde am mâncat pizza și tort. E foarte neutră, nu? Da. E vorba că am fost chiar ieri seară la o aniversare la nepotica noastră și um, am mâncat ce era pe acolo mai bun, și la Zane, și pizza și un tort, delicios ce să cu caramel. Dar cumva nu, nu m-am simțit foarte bine din cauza asta, pentru că nu-mi planificasem înainte și o să zic de ce, ce gânduri am avut. De ce? După circumstanță, urmează gânduri. G, două puncte. Deci, C, două puncte, după aia sub circunstanță, gânduri. Ce m-am gândit eu? De ce nu am reușit să mă abțin? De ce din nou nu mă pot ține de plan? Pun iarăși kilogramele de care m-am străduit să le dau jos. Prea multe excepții fac în ultima vreme, nu pot să mă abțin, nici nu mi iese. Și așa. Și ce sentimente vin din asta? Pentru că după aia, următoarea linie, în acest model de circunstanță, gând, sentiment sentimente care pot fi din gândurile astea de n-am reușit ce cu tine și așa, pot fi doar frică, că nu mai pot da acum jos kilogramele acum, că merg tot în sus, vinovăție și rușine, că nu am făcut ce trebuie cumva, descurajare, chiar și dezgust așa față de sine, că nu place de mine. Și ce acțiune urmează? Pentru că circunstanță, gând, sentiment și acum acțiune. Ce ac acțiune converge din tot ce simt? Ghiciți ce, la mine. Mănânc cu dulce. <laughs> îmi facă <o> poftă. Da. <laughs> și rezultatul pe care mi-l fac e faptul că nu mi iese <laughs> și câștig kilograme în plus. Adică eu îmi reîntăresc gândurile pe care am avut și că da, fac excepții și nu pot să mă abțin. Foarte da. interesant că uh, gândurile, de fapt, care le-am avut legate de asta sau care le pot avea, le aveam... Dacă nu... și acum trebuie să fac munca asta, deci nu vreau să se înțeleagă că am ajuns într-un loc în care eu nu mai trebuie să fac munca asta. Chiar m-a ajutat foarte mult că mi-am pus modelul ăsta și am zis, uite, ce interesant că dacă gândesc așa, și am un sentiment de frică și de vinovăție, nu, nu o să pot să revin sau nici să progresez. Și atunci o să vă zic nou model, care ce e foarte interesant la modelele astea e faptul că nu se schimbă circunstanța. Deci circumstanța e exact aceeași. Asta a fost marea revelație din coaching. Noi avem cumva impresia că dacă, nu știu, n-aș fi fost la aniversare, ar fi fost mai bine. Sau dacă circumstanța nu ar fi existat în viața mea, atunci eu nu aș fi avut comportamentul respectiv. Dar nu e deloc așa. Pentru că oricum lucrurile se întâmplă în viața noastră și e imposibil. Faptul că avem gânduri legate de ele ne dau și rezultate. Și atunci, noul model pe care l-am făcut <laughs> e că am fost la aniversare și am mâncat pizza și tort. Circumstanța linia următoare, gânduri. Un gând mai real e, Nu am avut un plan legat de ce o să mănânc la aniversare. Deci asta e chiar clar. Nu mi-am făcut dinainte un plan, nu am decis ce o să mănânc. Bun. Alte gânduri mai ajutătoare au fost faptul că nu am descoperit încă ce înseamnă să fiu la o aniversare la care să nu mănânc tort și pizza. <laughs> Sau un alt gând mult mai ajutător decât cele care le aveam înainte ar fi să, să decid dinainte că la aniversarea asta uh -huh. o să mănânc pizza și tort, ca să fie ok. Că vreau să mă bucur împreună cu familia mea și odată ce ajung acasă reiau planul și obiceiurile mele bune. Și asta poate fi un gând mult mai ajutător decât cele dinainte. Și dacă am gândul ăsta, ce sentiment o să ținerez? Că următoarea linie sentimente. Liniște, compasiune, înțelegere, pace. Înțeleg de unde am venit. Înțeleg că, a, de asta am făcut excepția că n-am avut un plan. A, ok, bun. Sau am vrut să mă bucur și Ok, încă nu am descoperit cum să fiu la, la universare. Bun. Și ce acțiune poate ieși din sentimentul ăsta de compasiune și înțelegere și liniște și pace? Mă gândeam așa, o acțiune poate fi să pun pe foaie trei idei de cum o să fac data viitoare, la o aniversare, ca să-mi onorez obiectivele pe care le am față de alimentație. Deja ajută mult mai mult decât cel dinainte în care mănânc și, îmi fac o poftă. altă idee de acțiune pe care am pus-o aici este să nu mă supăr că nu am respectat ceva ce nu era clar. Să nu mă supăr pe mine pentru asta. Pentru că e evident că am făcut, am ajuns la rezultatul ăsta. Nu aveam claritate în mintea mea. Să preau controlul, și să mă asigur că mă pregătesc pentru succes data viitoare. Asta a fost uh, acțiunea pe care am trecut aici și, ca și rezultat, revin mult mai repede la obiceiurile sănătoase și modelul mi l-am pus aseară și, într-adevăr, azi dimineața am reușit să beau doar o cafea neagră dimineața. Mi-am făcut sport înainte să venim aici, dar nu cu gândul ăsta, vai, aseară am mâncat pizza și tort și acum trebuie să le dau jos și cum da. făceam înainte și aveam sentimentul ăsta de vinovăție. Nu a mai fost de, de, uh -huh. de vinovăție, a fost... Ok, Bun, te-ai bucurat, ți-a fost bine ieri, sper că ți-a plăcut, sper că a fost bun tortul la uh, cheesecake cu acum înapoi la, la, planurile noastre și iarăși să, să văd, bun, stai că ceva se întâmplă și nu am reușit să-mi prioritizez suficient lucrurile de care eu vreau să le țin și am stat aseară, mi-am pus în calendar, când vreau să fac sport, am o săptămână extrem de plină, unde le pun? Bun, le-am pus dinainte, iarăși planul alimentar, ca să știu măcar la ce dau cu piciorul. Cu cât mi-e mai clar cu atât pot să mă țin. Asta e de fapt schimbarea majoră. Da. Pentru că înainte mergeam așa cu dinții strâni și evident că fiecare dată când făceam o excepție de genul ăsta cum a fost ieri, eu aruncam prosopul sau exact. nu știu cum se zice și efectiv, mergeam în extremă opusă, nu știu. Că ce rost, nu are are ce rost mai, mai are să mai continui? dacă exact. oricum nu. Dar toți au da. nimic. Da. Știi? Da, exact, da. exact. toți au nimic. E clar că nu i de mine sau nu sunt stare uh -huh. niciodată și ok. Da. Foarte, foarte mult ajută și am mai, am mai pregătit un model, dar zi ce părere ai tu aici da, de model. mi se pare foarte <laughs> fain cum ai sintetizat. Până la urmă, tot modelul ăsta e modelul teoriei cognitiv-comportamentale în mare parte, doar Bruca Stilu a adăugat partea de rezultate. Dar toți psihoterapeuții folosesc exact același model. Circumstanță, gând, emoție, acțiune. Pentru că gândurile noastre provoacă emoțiile pe care noi le simțim emoțion, adică ne, ceea ce ne pune în mișcare, care pe urmă ne, ne face să ajungem să implementăm o activitate. Și uh, Bruca a fost cea care a adăugat și rezultatul. Și rezultatul întotdeauna o să, do o să dovedească că gândul e adevărat. Deci, în cazul tău, uh, da. cumva, legătura clară. Uh, și ce mi se pare foarte fain e că, cumva, în momentul în care noi avem grijă de noi cea din viitor... Indiferent că, da, cum ai zis tu, ai fost la o petrecere sau așa, poți să o vezi ca pe o greșeală care ție un profesor, care te învață ceva. Da. Și atunci, dacă privim așa greșeala sau eșecul pe care nu le am avut că am ajuns să mâncăm, de fapt, poate să ne fie un, un prieten și un, un profesor foarte valoros, care pe viitor să ne ajute să implementăm alte lucruri. Deci mi-a plăcut foarte mult cum, cum ai sintetizat. E partea Ce asta spune. de model automat care se întâmplă uh -huh. și reușim să cumva în momentul în care încetinim și punem efectiv cu, cu creionul pe hârtie să stabilim exact care e modelul, atunci cumva ne devine foarte clar și după aceea, noi putem să facem trecerea asta la modelul dorit. Adică, din partea ce s-a întâmplat, ok, asta s-a întâmplat, asta a fost gândul automat, hai să mă gândesc ce mi-aș dori pe viitor. Deci să nu rămân blocat acolo în neputința aceea, ci din compasiune și din curiozitate față de mine și față de... din iubire față de mine, cea din viitor, să... Aleg să fac ceva diferit și atunci asta cumva ne dă o altă emoție. Și pentru că suntem destul de pe final, dar vreau foarte mult să trecem încă printr-un model pe care fiecare mămică și o femeie care ne ascultă să poată să-și-l facă pentru ca să rămână cu ceva foarte concret de aici, aș vrea să mai facem un model împreună și anume dacă ai posibilitatea să scrii pe foaie de hârtie, circunstanța, apropo ce povesteam înainte, dacă modelul ăsta sau și ce ai din psihologie, nu trebuie neapărat să înceapă tot timpul cu circunstanța. Deci dacă noi ne simțim foarte coplește, putem să începem cu sentimentul și să-l facem de acolo sau cu gândul, gândul ăsta. Pentru că noi nici măcar nu ne dăm seama exact ce gândim. Noi ne dăm seama că ne simțim foarte rău, copleșite sau nu știu, ne simțim. Și asta, de acolo să începem, de unde e nic clar? Sau de unde începem? Da. Sau poate asta. putem începe de la un rezultat pe care l am în viața mea da. și nu mi-l doresc. Exact. Și vreau să-l schimb. Pot să încep deci, din, din orice linie a modelului, da. putem să, să începem să completăm. Important e să păstrăm ordinea pentru că ele curg așa într-un mod logic. Circumstanță, gând, sentiment, acțiune și rezultat. Da, și de asta sunt coach, ca și Ana Maria, că uneori nu poți să faci singur, nu poți să-ți dai seama singur de ce gândești sau la ce rezultat să ajungi. Eu văd valoarea unui life coach, văd valoarea cuiva care să te însoțească, pentru că nu poți totdeauna singur să-ți dai seama și e nevoie cineva să vadă din exterior. Tu să-i zici ce simți și ce gânduri ai și să poate să te ajute să pui pe model ceea ce poate poți să încerci acasă, nu înseamnă că nu reușești, dar da. în momentul în care povestim cu altcineva Și mai ales da. dacă e cineva care cunoaște metoda Automat cumva te poate ajuta Pentru că în momentul în care îți dai voie să vorbești Sau să scrii pe da. o foaie Atunci cumva gândurile ies la ivială Și atunci cumva devine mai clar Și da. începem cu modelul uh, automat Cel care se întâmplă deja Și apoi trecem la ce ne-am dorit Că de fapt în life coaching asta vrem Ok, asta e realitatea Hai să vedem unde ți-ai dorit să ajungi da. Și lumea se grăbește foarte tare unde și-ar dori să meargă, dar dacă nu ne uităm exact ce, ce gânduri avem și ce sentimente aici și să stăm un pic cu ele, nu o să ajungem da. niciodată. Hai să facem întâi un model și anume, mă gândeam așa, Ana, să, pentru fiecare dintre voi, de fapt, să punem pe foaie numărul de pe cântar, ce scrie pe cântar, dacă ai posibilitatea să mergi să vezi, dacă vrei, dacă îndrăznești să vezi, să te urci pe cântar și să pui circumstanța aceasta e o circumstanță nu înseamnă nimic, e doar un număr. Promit că e doar un număr. <laughs> Și, pe urmă, numărul de, de pe cântar să pui gândurile. Gândurile, toate gândurile care le-ai legat de numărul la care îl vezi acolo. De la cele mai negre la cele mai puțin negre. Tot ce zici tu, nu știu, sunt grasă, slăbitul nu pentru mine. De ce trebuie să fie așa de greu pentru mine? Nu o să miasă -mi niciodată. Nu știu ce să mai fac. Alții pot, dar eu nu. Sunt prea vârstă deja deci ca să miasă. -mi Am încercat prea multe. E timpul să renunț. Cine știe câte. Pune tot ce îți vine în mintea să văd doar câteva idei. De gânduri care le ai când vezi acel număr. Pe urmă, sentimentele. Care, care, vin de aici, ce poate să vină din toate gândurile astea. Nu, doar ca tu să, să, ți conștientizezi sentimentele tale, poate, nu știu, demotivată, descurajată, plină de vinovăție și rușine, în incertitudine, că nu știi exact ce trebuie făcut, incapabilă. Mă uit în urmă și vă doar eșecuri. Poate ai o carte întreagă despre toate dovezile de cum nu ți-a ieșit până acum și de ce, sigur, sigur, pentru tine nu se poate neputincioasă, poate te simți furioasă, cu stima și încrederea în sine la pământ. Poate astea scrie unele dintre ele, dar dacă mai sunt și altele. Ce acțiune crezi tu că o să iasă de aici? Ce acțiune? Putem să ne gândim împreună. Cred că primul lucru e că nu, nu, mai ești atentă la ce mănânci. Nu mai absolut nicio atenție. Dacă te simți compleșită sau incapabilă sau, nu știu, că neputincioasă, nu are cum de acolo să vină nu știu, motivația, bucuria, încrederea că da, acum va merge bine. E fix invers, practic. Treci pe modul inconștient, lasă, asta e, oricum eu nu pot, oricum nu-mi iese. O să mănânci mai mult, nu o să-ți faci niciun plan și o să găsești o mulțime de motive pentru care povestea ta e adevărată și ție nu ți iese niciodată. Da. Și rezultatele e clar, gândurile ți se adeverez, e greu și renunți. Și hai să vedem cu aceleași kilograme. Asta e ce vă ziceam că e wow. Să vedem cum ar arăta un model de coaching tot cu numărul de kilograme pe care îl vezi pe cântar. Și ce mi se pare iarăși interesant aici, legat de a face foarte obiectiv, e că putem să stăm să ne gândim la oameni foarte slabi, care, nu știu, îi considerăm noi modelul nostru de cum am vrea să arătăm. Și să vedem că nici ei nu sunt așa de fericiți. Da. Sau că nu le-au toate... Cum credem noi, că uneori credem că odată ce am ajuns la da. obiectivul ăla, o să fiu așa, sau o dată ce o să am, odată ce o să mă căsătoresc, odată ce o să am mai mulți bani, o să fiu fericit. Dar, de fapt, nu e așa. Că vedem alții care au bani și nu sunt fericiți. Da. Vedem alții care sunt slabi și nu sunt fericiți. Și atunci nu e asta. Deci nu poate fi rezultatul. Și atunci <laughs> uh, să vedem cumva că gândurile și ce ne alegem și procesul până acolo, asta o poate să ne influențeze și. Începem din nou cu circumstanța, numărul de pe cântar pe care îl vezi, îl treci acolo, neutru, nimănui nu-i față, sincer, e un număr. Și la gânduri, poți să te gândești așa, Ana, adaugă și tu aici. E doar un număr, nu înseamnă nimic despre cine sunt de fapt. Nu am descoperit până acum cum să slăbesc. Să poate fi foarte adevărat. Nu? Da. Uite, nu, n-am descoperit până acum cum să slăbesc. Am încercat mai multe, dar nu mi-a ieșit încă. Încă nu mi-a ieșit, da. dar o să-mi iasă. Sunt multe persoane de vârsta mea cu experiența asemănătoare mie care au dovedit că se poate. Au arătat că, uite, se poate. La nu știu vârstă, cumva să te gândești că sunt exemple, sunt resurse la care pot apela. Da. Sunt cărți, sunt, nu știu, coach, sunt life coach, sunt uh, videouri. Sunt multe lucruri pe care nu le-am încercat până acum și pe care le pot încerca. Se gândești, poate că nu contează că nu am ajuns la obiectivul dorit încă. Știu că o să ajung acolo și dacă o să dureze 5 ani, 10 ani, dar promit, poți să faci promisiune cu corpul tău. Ce vă ziceam că am făcut eu? Promit corpului că nu o să te mai pedepsesc niciodată. Pentru că ce face corpul nostru? El ne-a ținut în viață până acum. Da. Noi am dat mâncarea aia în exces și el în loc să. Zic că, bun, totul eșuează și mori. Da. A știut să pună grăsimea în exces și mâncarea, parte. care n-a avut ce să facă cu ea, să pună un pic pe burte, să pună un pic pe șolduri, să pună undeva. Pentru și... zilele negre în care exact. nu să avem acces la mâncare, cumva, acum primim în plus și s-ar putea să vină zile în care nu o să avem acces la mâncare și atunci corpul nostru așa ai gândit să depoziteze ce e în exces. Exact. Și, și cât de minunat e creat corpul nostru, nu? C exact cât de minunat e și cât de rău m-am portat cu el da. până acum, cu corpul ăsta care m-a ținut în viață până acum. Și poate să ne facem, nu știu, promisiune. Promit că o să am grijă de tine. Promit. Da, chiar dacă o să ne fie greu uneori și o să te pun un pic să suferi, corpul că nu o să-ți tot timpul prăjitura da. care ți dorești. <laughs> Dar promit că e pentru binele tău și pentru binele nostru. Și asta am auzit-o și foarte, foarte mult m-a ajutat. Și ne ajută și partea asta de curiozitate. Oare alții cum au reușit sau ce m-a ajutat pe mine în trecut, ce aș putea să, să schimb la ceea ce fac. Acum, starea asta de curiozitate și de compasiune e cea care generează alte gânduri decât cele de vinovățire. Da, și la, la gânduri iarăși, ce cred că în mintea ora. poate din alte experiențe din trecut, e asta că nu merit și gândurile să fie merit. Merit să am grijă de corpul meu. Sunt capabilă să am grijă de corpul meu, să-i dau resursele de care am nevoie. Poate am nevoie, nu știu, de altă vindecare care da. nu e legată de, de corp, pentru că o să descoper, poate într-un parcurs pe care l-am simplu deslăvit, că eu am niște emoții care, care trebuie să mă da. confrunt. Poate trebuie să merg la psihoterapie, poate trebuie să mă la un preo, poate trebuie să fac ceva în privința asta. Un alt gând care ar putea ajuta în momentul ăsta ar fi. Ce bine că trăim într-o lume în care există soluții și există resurse. Adică, da. dacă stăm să ne uităm la bunicile noastre, ce acces aveau ele, la ce resurse aveau, cumva putem să fim foarte bine cuvântate că, practic, orice îți propui, da, găsești resurse în domeniul da. respectiv. Chiar avem acces la o, o gamă atât de largă și de alimente, și de. de adică poți da. să alegi, și există metode, și există soluții, există. Da, și după aceea, ce sentimente o să fie, nu știu, dacă. Și voi simți să eu așa simt că deja parcă s-a luat o piatră de pe, de pe da. umeri, cumva, că nu nu-i nimic în cu tine, nu-i nimic rău că ești în punctul ăsta. Și dacă vrei, mai mult poți și meriți și poți să faci și asta. Există și soluții, există soluții. Da. Există soluții, da. Și atunci la sentiment, eu am pus aici, nu știu, recunoștință că sunt în viață și am o șansă să schimb lucrurile. Asumarea deciziilor din trecut, da. O asumare că uite, kilogramele astea care apar pe cântar nu au părut de nicăieri. Au fost din da. asta și asta și asta pe lângă. Deci așa, ca și o matematică, o știință. Mi-asum faptul că am luat deciziile astea în trecut. Asta am fost. Poate nu vreau să mai fiu asta în viitor. Și atunci ai un sentiment de, da, ok, asumare și înțelegere. Și pe urmă, ca și acțiune, probabil că fac ceva, indiferent ce. Și în timp o să aflu ce mi se potrivește mie și clar rezultatul e că pot să fac lucruri, pot să încep, încep un drum, nu, da. Da, încă ceva ce aș vrea să completez tot așa o tehnică din life coaching care simt așa că cel puțin pe mine m-a schimbat foarte mult E că mereu ne, noi ne raportăm la trecut în momentul în care ne planificăm ceva. Ne planificăm, de exemplu, să slăbim sau să ținem o anumită dietă sau ceva și mă uit în trecut, oare am reușit? Păi nu, n-am reușit, așa că nu o să reușesc. Mm -hmm. Și sugestia ar fi, uite te la cea din viitor. Cine ai vrea să fii? Cum ai vrea să areți? Cum, ai, cum îți dorești să fii când vei ajunge să fii bunică și să ai nepoți? Cum mai vrea să te poți mișca, să te poți juca cu ei, să ai energie? Și cumva să nu condiționăm partea de viitor de ce am făcut până acum în trecut. Cumva să fim așa ca și copiii care, de exemplu, înceapă, încep să umble, dar ei nu o să se gândească, păi, a, păi, eu -am, până acum n-am umblat niciodată. Și uite, de fiecare dată când încerc tot cadenas în și ce rost mai are să încerc. La fel putem să fim și noi, dacă suntem îndemnați să fim ca și copii. Adică, tot încerc și atâta încerc pentru că mă cheamă cea din viitor, să fiu într-un anume fel. Și atâta o să încerc și atât o să învăț din ce nu-mi reușește până când o să umplu. Și, -o și o să... Dacă ai dorința asta de a slăbi, până când nu-ți onorezi, nu o să zia face. Deci, asta ai pe proprie <gânde> piele cumva. Da, și mi-aduc mi aminte, uite, am vorbit chiar cu, cu, cineva drag și povesteam de tot programul ăsta și cumva pe urmă, la sfârșit, remarca ea a fost apoi sigur că ar trebui și eu să fac asta. Și așa cu o dezamăgire în glas, ca și cum am mai încercat de atâtea ori și eu nu pot. Deci cumva, cumva eu sunt condamnată într-un fel și nu-i pentru mine. Și așa de, de, de trist mi se pare așa să stai într-un fel ca într-o închisoare cumva, că na, sigur că ar, ar fi bine, ar trebui. Din gândul ăsta nu, nu ai nicio energie și nicio putere de a face ceva diferit. Și dacă zici, mă, îmi doresc, îs curioasă, aș vrea să știu cum, cum ar fi oare asta pentru da. mine. Și deja altfel te, te pornește un pic pe drum să, să faci un pas micuț. Da, clar. Ana, ne apropiem de final și aș vrea să zicem fiecare câteva resurse așa foarte rapide. Cine e curios să vadă ce-am mai făcut noi sau ce-am găsit noi, să le menționăm pe scurt. Eu doar vreau să mai zic în, în plus de faptul că da, am zis de bro, Castillo de life coach, asta m-a ajutat foarte mult. Aș menționa Magnify, parcursul pentru femei, m-a ajutat foarte mult la partea asta de a reduce gustările, pentru că odată ce nu am mai avut gustări și asta, pe urmă, am avut-o ca și regulă de viață și încerc să am mese bine delimitate și încerc pe cât posibil și copiilor să le propun asta, pentru că e o mare, mare valoare să nu mâncăm tot timpul când ne vine. Și eu am avut asta toată viața și Percursul Magnify este în 90 de zile cu alte femei cu care am putut să împărtășesc lucrul ăsta. Asta m-a ajutat. Și iarăși aș vrea să recomand uh, cartea Fast Like a Girl. Este o carte despre cum să ții postul intermitent ca și femeie și cum se aplică pe fazele ciclului. Noi dacă vrem să ținem uh, post intermitent ca și bărbații care au doar un singur hormon, testosteronul, și ei pot în fiecare zi să țină la fel. Noi avem mai mulți hormoni. Nu putem în fiecare fază a ciclului nostru menstrual să facem aceleași lucruri și asta pentru mine a fost cea mai cea mai bună resursă științifică care m-a ajutat să-mi înțeleg corpul, să văd cum reacționează, că e logic, că nu e nimic neregulă, iarăși că, da, într-adevăr, înainte de menstruație, Poftele erau razna, dar are un sens. Adică corpul ne cere exact chestia să stai în fața, a, a, să ce ți bine, de fapt, să stai să te relaxezi în fața unui film cu ceva dulce sau cu o, o file de pizza. Dar cine vine să facem are un sens și asta că nu mai încercăm să luăm tot asupra noastră și să zicem, ceva noi în regulă cu tine și așa, ci când vedem știința, stai un pic, că corpul chiar așa funcționează și pe urmă am perioade în care pot să trag mult mai tare de corp, pentru că mă ajută, că el produce estrogen în prima parte și ne dă multă putere și uh, energie și asta foarte, foarte mult recomand. Și da, mie mi se potrivește dieta un pic mai carnivoră, nu înseamnă că fiecare trebuie să îi se potrivească, dar asta, asta cumva mi-a și adus pace că, uite, da, sunt și oamenii lumea asta care mănâncă mai multe proteine și nu e ceva așa de... Rau! Și e bine fiecare să-și găsească mm -hmm. modul lui. Da, pe partea asta practică alimentară, pe mine m-a ajutat mult uh, Jesse Inchope de la uh, revoluția glucozei, cu niște trucuri așa simple și de efect pe termen lung. Și iarăși pentru mine ai fost o inspirație, mai ales pe partea cu sportul, <laughs> pentru că mi-am dat seama așa ce important sunt prietenii cu care te înconjori. Văzându-te pe tine, de fiecare dată când aduci copiii la cateheză, tu îmi zici, eu, mă duc să alerg. Și prima dată așa mă gândeam, mă uitam cu invidie la tine, că wow, uite la Teddy care reușește și merge la maraton și nu știu și cumva eram așa că mi-aș dori și eu, dar parcă, nu știu, mă simțeam așa ca o găină, care, o cloșcă care să stau numai cu puii mei și să nu fac deloc mișcare și m-am ținut așa de gândul ăsta că mi-aș dori și eu și prima dată țin de că am mers așa în baza sportivă și mă tot uitam la cei care aleargă pe acolo și mă gândeam, cum ar fi să încerc și eu să mă mobilizez că parcă n-am mai alergat din liceu și așa am început, uite așa să cumva avându-te pe tine ca model am început să alerg, pe urmă am început să mă dau pe role, adică lucruri pe care nu le-am făcut să zic din... adică pe role niciodată nu m-am mai pus în viața mea dar n-am mai alergat din liceu și uite-te că așa am început și pe partea asta de sport și mi-am dat seama că mă ajută foarte mult mental starea asta de bine care, care vine după, după o mișcare și da, asta m-a ajutat foarte mult pe lângă partea asta de muncă mentală de făcut modele și așa care cel puțin pe mine, mă ajută în toate domeniile și în munca cu copii și în relația cu Cristi și în, în peste tot, adică e o muncă pe care o poți aplica în orice domeniu și o poți să începi din, din orice parte, da? Da, e mare dreptate cu persoanele cu care ne înconjurăm și cât de importante sunt și fiecare cum ne oferim în altea și da, asta e mare, mare, mare nevoie. Și uite, inclusiv să ne facem curățenie pe Instagram, cine apare, cine ziceai tu, e The Glucose goddess, nu? Da. De pe Instagram. Să apară feed, nu ce-au făcut, nu știu cine și unde au mers să se petreacă, ci ceva informație care m-ar putea ajuta. Da, câteva trucuri simple, adică să faci 10 minute de mișcare după o masă da. în următoarele 90 de minute după ce, de ce ai ce? mâncat. Și arată exact. și graficul, da. într-adevăr e, da, Sau să, să bei o lingură de oțet dizolvată într-un pahar mare de apă înainte de masa unde o să consum foarte multe uh, glucide. Cumva tot așa, ți explică de ce. Adică pe termen lung sunt niște trucuri atât de simple și cumva cu cu schimbări așa, care pot deveni permanente. Și ce mi se pare mie foarte, foarte fain e că, de fapt, în toată schimbarea asta ți se schimbă identitatea. Adică tu devii o altă persoană, o da. persoană care, a, care are alte obiceiuri. Deci da. tu, Și cumva, din, din schimbarea identității, de acolo pe urmă decurg toate acțiunile. Nu, nu mai depui efort, ci tu ești o persoană care nu mai mănâncă, nu știu, dulciuri sau chestii care... Adică nici nu, nu, nu te mai atrage pentru că ești tu o altă persoană. Așa este, ce frumoasă discuție și ce mult mi-aș dori să, să mai discutăm pentru că e, e un subiect care chiar mă pasionează mult și așa simt și văd sperință văd în jurul meu în, în domeniul ăsta de mâncat emoțional și alimentație și știu cât de mult m-a ajutat pe mine. Să descoper resursele astea ca să am mereu instrumentele, pentru că vă ziceam că e o muncă continuă, nu, nu se da. termină. Mulțumesc din suflet, Ana. Mulțumesc încă o dată pentru prezența la podcast. Abia aștept să mai facem o mulțime de episoade împreună și îți doresc succes în versiunea ta cea mai bună și îmi doresc ca toți cei care ne ascultă acum să meargă și să urmărească podcastul tău și um, favoritul meu a fost uh, episodul cu temperamentele. Ah, da. Bine. Mulțumesc, eu mare plăcere să stau de vorbă cu tine de fiecare dată. Mulțumesc că ai ascultat. Dacă îți place acest podcast și simți că te îmbogățește și te ajută, poți contribui și cu o mică donație lunară pe patreon.com bară casă pe piatră sau accesând linkul de Patreon din descrierea fiecărui episod. Apreciem și susținerea financiară pentru că ne ajută să creștem, dar nu uita și de simplu like și subscribe oriunde urmărești acest podcast. Ajută foarte mult ca și alții să afle de casă pe piatră. Sunt Teodora Aușan, ne auzim data viitoare!